Preacurceni și părinți, iubiți credincioși, pe rânduiala liturgică a bisericii noastre, Sfinții Părinți au rânduit ca în această primă duminică după Rusalii să facem pomenirea tuturor sfinților binepăcuți lui Dumnezeu din toate timpurile și din toate locurile și din toate neamurile Pământului. Răznuim în mod deosebit în duminica de astăzi pe aceste rodiri ale Duhului Sfânt. De aceea se leagă duminica aceasta a tuturor sfinților atât de mult cu praznicul cinzecimii, al coborârii Duhului Sfânt peste sfinții ucenici și apostoli ai Mântuitorului și cu constituirea primei comunități creștine în chip văzut la Ierusalim. Când în ziua cinzecimii, după ce Sfântul Apostol Petru a luat cuvântul și au fost mulți străpunși la inimă de cuvântul Apostolului, s-au botezat ca la 3.000 de bărbați în afară de femei și de copii și au constituit primul nucleu al Bisericii Creștine din Ierusalim. În duminica de astăzi pomenim pe toți sfinții bineplăcuți lui Dumnezeu. Desigur, îi pomenim și în alte zile. Nu există zi liturgică în care să nu se facă pomenirea a unuia sau a mai multor sfinți. Dar iată că biserica, arătându-i pe aceștia ca vase alese ale Duhului Sfânt, ca făpturi în care a strălucit harul și razele Duhului Sfânt al lui Hristos, a rânduit pentru toți o duminică anume. Și este duminica aceasta primă după Rusalii, numită Duminica tuturor Sfinților. Pomenim pe acești eroi ai credinței și vase alese ale Duhului Sfânt, care au urmat și l-au mărturisit pe Hristos, așa cum atât de frumos ne-a spus Mântuitorul în Evanghelia citită de la Evanghelistul Matei: cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu cel Ceresc. Aceștia au fost sfinții care au trăit și l-au mărturisit pe Hristos și mulți dintre ei l-au mărturisit cu prețul propriei lor vieți. Și stând în biserică, vedem, în special bisericile pictate, la acestea mă refer în mod deosebit, vedem atâți sfinți pictați, pentru că ei sunt casnicii lui Dumnezeu, sunt în jurul lui Dumnezeu, împreună cu Hristos, cu Dumnezeu, Preasfânta Trăime, cu îngerii bineplăcuți lui Dumnezeu, alcătuiesc comuniunea sfinților. Și aici, în biserică, avem atâți sfinți zugrăviți în toate bisericile, că nu există biserică care să nu aibă icoane și sfinți pictați, cărora credincioșii le aduc rugăciuni și se închină lor și le cer mijlocirea și ajutorul în necazurile vieții pe care le trebuie, pentru că ei sunt casnicii lui Dumnezeu și prieteni ai Mirelui, dar sunt și prietenii și mijlocitorii noștri, că au fost dintre noi oameni, ca și noi, dar care au urmat și l-au mărturisit pe Hristos și Hristos s-a preamărit în ei și ei l-au preamărit pe Hristos prin pilda vieții lor, prin viețuirea lor pe care au așezat-o ca model de urmat. Pentru că cinstindu-i și ne punându-ne în față pe sfinții bineplăcuți ai săi, Hristos ne arată calea și ținta la care trebuie să ajungem. Sfinții sunt cei care au făcut drumul acesta spre desăvârșire, la care suntem chemați și noi să-l săvârșim. Sfinții au ajuns la ținta, la destinația care este Hristos, la care suntem chemați și noi să ajungem. De aceea și Sfântul Apostol Pavel, în multe din epistolele sale, spune sfinților celor chemați în bisericile și în comunitățile creștine pe care le-a întemeiat, arătând că în Biserica lui Hristos creștinii toți sunt chemați la o viață de sfințenie, temeiul și începutul fiind în taina Sfântului Botez și pe urmă creșterea și lucrarea în celelalte lucrări sfinte și sfințitoare ale Bisericii, care sunt tot atâtea revărsări ale Duhului Sfânt. Vedeți cum se leagă de Duminica Cinzecimii? Pentru că sfinții au primit de la Dumnezeu, pentru că l-au mărturisit și l-au urmat, harul Duhului Sfânt. Ei au devenit vase alese ale Duhului Sfânt, dar Dumnezeu i-a hărăzit și cu daruri deosebite. Harul Duhului Sfânt în ființa lor
dar și daruri deosebite primite de la Dumnezeu, ca unii care l-au mărturisit, care l-au urmat pe Hristos, care n-au socotit mai de preț, în afară de iubirea de Dumnezeu, n-au pus nimic mai presus, ci în primul rând l-au iubit pe Dumnezeu și l-au urmat și l-au mărturisit, ci pe urmă s-au ocupat de celelalte ale vieții și mulți au renunțat. Au renunțat la averi, la case, la viață comodă și au urmat lui Hristos cuvioșii și pusnicii din pusniciile și din peșteri și din crăpăturile pământului și alții cu viață curată, cu multe renunțări, cu multe osteneli, cu post, cu rugăciune, cu smerenie, cu nevoințe multe, biruind multe ispite ale vrăjmașului, au ajuns la trepte de viețuire duhovnicească, încât Hristos și Harul Duhului Sfânt strălucea de pe fețele lor și din viața lor întreagă lumina Harul Duhului Sfânt. De aceea numim pe Sfinți rodiri sau roade ale Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos. Pomenim astăzi în mod deosebit pe toți Sfinții, pe drepții și pe prorocii Vechiului Testament, că și aceștia în așteptare mesianică au binevestit timpurile viitoare ale venirii lui Mesia și ei n-au apucat să le vadă acele timpuri. N-au apucat prorocii să-L vadă pe Hristos decât ultimul proroc răznuit al altăieri, Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul dintre proroc, puntea care leagă Vechiul și Noul Testament. Ceilalți n-au apucat, toți drepții Vechiului Testament, dar Biserica îi pomenește astăzi pe aceștia, începând de la dreptul Abel, prin toți patriarhii biblici, Avraam, Isaac, Iacob, profeți, prin regele David, Solomon, toți profeții mari și mici ai Vechiului Testament, care au ținut trează conștiința mesianică și așteptarea timpurilor venirii lui Mesia. Îi pomenim astăzi și pe aceștia. Cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, și aceștia s-au nevoit, s-au pătimit pentru Hristos, s-au suferit prigoane pentru mărturia lor, pentru că au prorocit și chemau poporul la întoarcerea, să se întoarcă la căile cele drepte ale Domnului. Ei au văzut așa în zare pe Hristos. N-au apucat acele timpuri ale întrupării Mântuitorului. Dar Dumnezeu, zice, a rânduit și pentru noi care suntem în legea Harului ceva mai bun, dar i-a chemat și pe ei ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea sau noi să nu luăm fără ei în legea Harului, pentru că Dumnezeu ne-a vorbit nouă față către față, iar ei doar l-au prorocit. Aducem aminte de Maica Domnului, de îngerii bineplăcuți lui Dumnezeu, dar în mod deosebit de Sfinții Apostoli, de cei care au fost dintre noi, pe prim plan este Maica Domnului, cea din care s-a întrupat Mântuitorul și a rămas de-a purul mama noastră a tuturora și căreia ne adresăm în rugăciuni și ne ocrotește viața și se roagă Fiului ei și Dumnezeului nostru. Îi cinstim pe Sfinții Apostoli, care au propovăduit Evanghelia și pe urmașilor și pe colaboratorilor, care au propovăduit Evanghelia Mântuirii până la marginile Pământului, din nou cu puterea Duhului Sfânt, așa cum le-a propovăduit Mântuitorul și le-a spus înainte de înălțare, să nu vă depărtați de Ierusalim, căci vă veți îmbrăca cu putere de sus. Deci cu puterea Duhului Sfânt s-au făcut toate acestea. Și ei sunt rodirea de Duhului Sfânt. Pentru că primind putere de sus, zice, veți fi mie martori în toată Iudeia și Samaria, în Ierusalim și până la marginile Pământului. Pomenim astăzi pe martirii și mucenicii din toate timpurile și din toate locurile, încă din primele veacuri creștine, de la primul mucenic, arhidiaconul Ștefan, prin marii mucenici ai bisericii în perioadele de prigoană ale stăpânirii romane, 10 valuri de prigoniri mari împotriva Bisericii lui Hristos. Atunci au strălucit mari martiri, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, Sfinții Teodor, Sfântul Mercurie și alți sfinți mari mucenici, pe toți care și-au dat viața pentru Hristos în primele veacuri creștine, dar și după aceea, în perioade de prigonire și de robii străine, au fost oameni care au mărturisit pe Hristos, l-au urmat pe Hristos, nu s-au dezlipit de dreapta credință și au suferit pătimiri
pentru că aveau credința cea adevărată în Hristos și îl mărturiseau cu curaj. Curajul acesta al martirilor, curajul sfinților de care avem și noi nevoie în ziua de astăzi, avem acest curaj al mărturisirii și al urmării lui Hristos. Ne amintim pe urmă de ierarhi luminați care au păstorit Biserica lui Hristos în toate timpurile și neamuri diferite, pe sfinții mari ai bisericii, ierarhi luminați. Sunt ierarh Nicolae, dau numai câteva exemple, nu putem vorbi despre toți. Sunt ierarh Nicolae, sunt Atanasie cel Mare, sunt Chiril al Ierusalimului, Chiril al Alexandriei, sunt Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Grigore de Nazianz, sau Grigore Teologul, Grigore de Nisa, alți sfinți ai bisericii, ierarhi luminați și din părțile noastre, pe care îi vom pomeni duminica viitoare, că pomenim și din neamul nostru românesc, că și neamul nostru românesc a dat vlăstare din trunchiul cel sfânt al bisericii. Au drăslit și pe pământ românesc și martiri, și cuvioși, și ierarhi luminați, care și-au înscris numele special, ierarhi cu știință de carte și luminători ai neamului, care și-au înscris numele alături de mari ierarhi ai bisericii în cultura și în istoria spiritualității creștine. Prăznuim pe, am spus, pe toți martirii și mucenicii lui Hristos, pe cuvioși și pe cuvioase, părinți cuvioși care au urmat pe Hristos, care s-au lepădat de deșertăciunile lumii și în nevoințe, în rugăciuni, în strântorări, în lipsuri, l-au mărturisit pe Hristos și au ajuns să dobândească chipul lui Hristos. Și Mântuitorul Hristos s-a revărsat în ființa lor prin harurile și prin darurile pe care le-au primit și prin razele binefăcătoare ale Duhului Sfânt. Ei au strălucit prin viața lor în mod deosebit și rămân modele de urmat pentru noi. De aceea pomenim pe mulți sfinți în duminica de astăzi. Pomenim și pe sfinții care l-au mărturisit pe Hristos în vremuri de prigoană, în timpurile mai noi, în timpul stăpânirilor ateiste, de care ne despar doar câteva decenii, și la noi și în alte părți ale lumii, unde creștinii au fost prigoniți și acolo s-au dat sfinți pentru Hristos. Au fost oameni martirizați care și-au dat viața pentru Hristos sau au ținut în pusnicii, în peșteri, în schituri și mănăstiri, flacăra dreaptă a credinței și au devenit luminători ai credincioșilor din jurul lor. Va veni vremea când mulți vor fi și canonizați. Ne amintim numai de sfinții închisorilor de la noi sau sfinții din gulagurile rusești care au pătimit pentru Hristos. Unii au fost canonizați, unii urmează să fie canonizați de biserică și declarați sfinți. Sunt și chipuri, așa au fost în istorie, în istoria noastră destul de recente, chipuri luminate de sfinți părinți, de mari duhovnici, care așteaptă să fie canonizați și nu va trece mult timp, nădăjduim, și biserica va lua această hotărâre, pentru că ei au avut viață cuvioasă, luminată, plină de darurile Duhului Sfânt, încă din timpul vieții lor aici pe pământ, și Dumnezeu i-a preamărit și după moarte, că mulți dintre ei sunt făcători de minuni și după ce au părăsit lumea aceasta și s-au mutat în locașurile cele cerești. Ne amintim aici doar de Sfântul Ardealului, de Părintele Arsenie Voca și de alți părinți cuvioși, luminați, care au trăit pe pământul nostru. Să nu uităm pe martirii recenți din Siria, acolo unde este război, și mulți creștini, monahi și credincioși simpli au primit moarte martirică prin simplu motiv că erau creștini, sau alții au fost trași din mașini și omorâți la marginea drumului pentru că purtau o cruce la gât. Aceștia sunt martirii actuali, martirii de acum ai bisericii. Și pe aceștia va veni vremea să-i pomenim alături de toți sfinții într-o duminică ca aceasta. Pentru că și ei l-au mărturisit pe Hristos și în timpurile acestea pe care le trăim noi, frământate în multe zone ale pământului. Iată că se mai găsesc oameni
care l-au mărturisit pe Hristos și care sunt prigoniți pentru credința cea adevărată. Au fost biserici și mănăstiri, unde au pătimit monahii, adică maici, au fost arse în biserici, în timpurile noastre pe care le trăim. Pe toți îi pomenește biserica în rugăciunile sale și va veni vremea când și aceștia vor fi cinstiți de către biserica întreagă, de către biserica creștină, ca sfinți, mărturisitori ai drepte credințe și următori ai lui Hristos. Iubiți credincioși, prin sfinții săi am spus că Dumnezeu ne cheamă spre destinația la care trebuie să ajungem. Ne arată că ei au împlinit drumul și au ajuns la capăt, pentru că Hristos s-a preamărit în ei și ei l-au preamărit pe Hristos. Și Hristos strălucește din chipurile lor și din viața lor. Sfinții luminează ca luminătorii pe cer, pentru că ei sunt stelele de pe cerul bisericii lui Hristos. Stea de stea diferă, dar toate luminează. Și sfinții, fiecare a venit și cu particularitățile sale, pentru că în sfinți harul Duhului Sfânt lucrează diferit și daruri diferite. Așa cum sfinții sunt mulți și darurile de care ei au beneficiat de la Hristos sunt felurite pe măsura harului lui Hristos care a strălucit în ei, dar și după pe măsura intensității și trăirii și receptivității fiecăruia, că fiecare urmează în mod specific lui Hristos și fiecare îl mărturisește și îl trăiește pe Hristos în felul lui. Dar toți împreună formează comuniunea sfinților și biserica ne cheamă într-o duminică ca aceasta să-i pomenim, să ne aducem aminte de ei, să le cerem ajutorul în rugăciuni. Pentru că ei sunt, cum am spus, prietene și mijlocitorii noștri. Ei ocrotesc familiile noastre, ocrotesc persoane. Pentru că mulți sau toți aproape purtăm nume de sfinți. Ne ocrotesc viața, sunt ocrotitorii noștri. Ocrotesc comunități creștine, biserici, orașe întregi sau țări întregi. Ei, într-un fel, sfinții, chiar dacă provin din neamuri diferite, din locuri diferite, ei aparțin bisericii cele una sfinte și sobornicești și apostolești din toate timpurile. Dar, într-un fel, ei rămân nedezlipiți de neamul din care provin. Este un adevăr aici foarte important, pentru că ei rămân solidari cu neamul din care provin și trupurile lor în multe împrejurări au devenit sfinte moaște, izvoare de har și de vindecare și de întărire în credință pentru cei care se roagă lor, îi cinstesc, îi prăznuiesc și le cer ajutorul în cursul vieții, pentru că sfinții poartă rugăciunile noastre. Ca tămâia, zice, rugăciunile sfinților să ridică așa cum se ridică fumul de tămâie la tronul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu rămâne unul cel sfânt, prin excelență. Sfințenia este un atribut al dumnezeirii, dar și o calitate fundamentală a bisericii. Biserica este sfântă, pentru că sfânt este întemeitorul ei și sfinte sunt mijloacele de mântuire pe care le deține biserica de la Hristos, prin puterea și prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar Dumnezeu este și Cel care se odihnește într-un sfinții săi. Așa îl pomenim pe Dumnezeu în rugăciuni. Dumnezeule Cel Sfânt, Cel Unul Sfânt. Dumnezeule Cel Sfânt care într-un sfinți te odihnești. Cel ce cu glas întreit sfânt ești lăudat de serafim și de cheruvim și de toată puterea cerească închinat. Că sfinții îl preamăresc pe Dumnezeu. Misiunea lor de acum, cei care s-au mutat și fac parte din comunia sfinților, ei îl preamăresc cu îngerii lui Dumnezeu, de-a purul pe Dumnezeu. Starea aceasta doxologică a sfinților e foarte caracteristică bisericii. Biserica îl preamărește pe Dumnezeu prin sfinții săi. Sfinții se roagă pururea și pentru noi, dar îl preamăresc pururea pe Dumnezeu care a strălucit din ei și ei l-au mărturisit și l-au urmat pe Hristos. Sfinții rămân de-a purul, iubiți credincioși, faruri luminoase, repere nemincinoase și modele vrednice de urmat în toate timpurile.
De aceea Sfântul Pavel spune, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu și privind la viața lor, urmați-le credința. Să le urmăm credința Sfinților, nevoințele Sfinților, să ajunge să mergem și noi pe calea Sfinților. Ei au mers înaintea noastră, avem înainte mergători. Nu ne putem plânge că nu cunoaștem calea și nici destinația. O cunoaștem pentru că Sfinții au făcut acest drum și ei au ajuns la destinația care este Hristos. Și astăzi, spun, ei rămân modele pentru noi în această lume frământată, dezorientată, incapabilă să ofere modele adevărate de viețuire și depărtată tot mai mult de dimensiunea unei vieți curate, drepte și cinstite, așa cum ne-au arătat Sfinții. Într-o lume ca aceasta, duminica de astăzi ne cheamă la sfințenie, ne cheamă la mărturie dreaptă a Evangheliei și prin faptă bună și milostivă și iubitoare să-L urmăm pe Hristos și Harul Duhului Sfânt să strălucească din viața noastră, din purtările noastre, din gândurile noastre, să fim și noi următori ai Sfinților. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, și cu asta închei, fiți mie următori și nu s-a oprit aici, precum și eu urmez lui Hristos. Urmând pe Sfinți, urmăm pe Hristos, mărturisind sfințenia vieții lor, mărturisim pe Hristos, cel unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos. Urmărind și după putere viața Sfinților și urmându-le credința și nevoințele, ajungem și noi să fim fii ai lui Dumnezeu prin har, așa cum și Sfinții, prin nevoințele lor, prin ostenelile lor, au ajuns să fie fii ai lui Dumnezeu, casnici ai lui Hristos, cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu și noi putem fi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, împreună cetățeni cu Sfinții în Împărăția iubirii, a luminii și a vieții celei noi, a Preasfintei Treimi. Amin.